haideți să cunoaștem acul de holder, să vedem care este, care sunt componentele lui și cum putem să ne folosim de el într-un mod cât mai facil. La fel ca și acul de la seringă, acesta are o teșitură numită bizou, ea este teșit, bizoul este în două planuri teșit, se intră în venă, într-un unghi în funcție de regulă 15 până la 30 de grade în funcție de adâncimea venei, după care, în momentul când ne-am poziționat pe venă, îl așezăm pe piele, eu cel puțin așa procedez, și fixez holderul fără să apăs prea tare, îl fixez pentru a-mi elibera mâna, așa face schimbarea vacutainerelor. Ideea este că întotdeauna teșitura acului trebuie să fie în sus. De multe ori pentru recoltare este suficient să intrăm doar cu jumătate din bizou, dar de preferat ar fi cel puțin un centimetru. Deci după ce am intrat să mai avansăm cel puțin 5 mm, 1 cm pentru a ne asigura că suntem pe lume. Nu este obligatoriu necesar, de multe ori sângele refluiază și altfel. Ce face acest ac? Acul are un adaptor luer care are un selep, un fel de cauciuc care protejează acul. Da? Deci acul este, practic, are o deschidere în partea opusă prin care se eliberează sângele prin ridicarea lui. În momentul în care noi introducem vacutainerul, se eliberează, cauciucul se ridică, iar sângele începe să reflueze în vacutainer. Este foarte important să cunoaștem dispozitivele pentru a le folosi la valoarea lor. Multe sfaturi și trucuri, accesați www.medataloș.ro, iar dacă doriți să sprijiniți acest proiect, nu uitați like și share.